Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața neapărat așa cum o meritați. Astăzi cred că vă voi răsfăța și vom face așa. Este Sinfonia Spaniolă, interpretată de, vă voi spune imediat, dar nu vă spun eu, vă va spune invitata mea de astăzi, cine interpretează la vioară. Când aud de vioară, nu știu de ce, mi-amintesc de copilăria domnului George Enescu. Știți cu certitudine mult mai bine decât mine. Primele încercări le-a avut pe cocen de porumb, sau cum se cheamă, vrejul. Vai, nu mai știu nimic, așa ceva, nu contează. Planta, știți, și are niște segmente, așa, și când se usucă, domnul Enescu ce a făcut? A dezlipit o fâșie dintr-un capăt în celălalt la două astfel de cotoare și încerca să cânte. Acestea au fost primele încercări ale domnului George Enescu, dar mă iau cu povestea și nu eu trebuie să vorbesc, ci invitata de astăzi. Mă gândeam așa, aici sunt niște armonii, dar noi, armoniile noastre, armoniile dintre noi, ale comunicării noastre, funcționează. De aceea m-am gândit ca astăzi tema în general să fie armoniile solidarității. Invitata mea de astăzi este o doamnă fascinantă, Ruxandra Coc. Este președinta clubului Rotary Brașov, Kronstadt. Și are multe preocupări. La bază, cum se spune acum fițos așa, la bază ce sunteți? Mă, ce profesie ai, nu la bază, că la bază ai tălpile. Cam așa. Este psiholog. Doamnă, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu, doamna Popa. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. V-am primit cu dragoste. Și cu armonie am venit. Și cu armonie ați venit, da. Este lucru bine, știu, clubul Rotary, încă când spun Rotary, mi-aduc aminte de Emilia Adam, pe care nu știu dacă ați cunoscut-o. Mărturisesc că nu. Poate că este mai bine, e plecată dintre noi, acolo sus. A fost director medical, dacă nu mă înșel, la Spitalul de Copii, o doamnă absolut excepțională și a fost puntea prin care s-au realizat multe la Spitalul de Copii prin intermediul acestei doamne. Sunt imprevizibilă și în ceea ce mă privește, așa că mi-am amintit de Emilia Adam, Dumnezeu să o odihnească și pe noi, Dumnezeu să ne ierte. A făcut enorm de mult, sigur împreună cu membrii clubului Rotary Brașov. Dumneavoastră, în zilele noastre, vedeți, se vede că sunt cât sunt de străveche. A, vreau să spun bătrân, e atâta noblețe în cuvântul bătrân. E chiar un privilegiu. Să știți că da. Vă spun, domne, noi, doamnele, spune, ce? Vai, dar nu se întreabă ce vârstă are, doamne. Vai, dar nu se spune așa ceva. Cum să nu spui? Numai un frustrat nu-și spune vârsta. Înseamnă că, domnule, dacă ai 80 de ani și spui că ai 55, aoleo, ce rău arată săraca. Dacă spui că ai 80 și arăți bine, și bă, da, bine arată, mă. Da, ne întoarcem la subiectul de astăzi, la armoniile solidarității. Ceea ce auziți aici este, sigur, o orchestră, dar la vioară, solist, este un tânăr pe care doamna și colegii și prietenii și camarazii domniei sale îl sprijină. Povestiți-ne puțin despre acest tânăr, care se numește Ioan Octavian Pârlea. Într-adevăr, este un tânăr brașovean de numai 15 ani, crescut la noi și transferat apoi la un liceu foarte cunoscut din București, din Unipati. Și este probabil un fenomen de care foarte multă lume va auzi curând. Acum îl vor vedea și telespectatorii noștri într-o fotografie, așa, cântând. Da, am înțeles că este un foarte mare talent. Spre rușinea mea mărturisesc, nu știu.
dar auzind că este un mare talent, sigur că facem fiecare câte puțin, așa, contribuim pentru... Da, ascult. Mă întorc puțin la tema principală, armonia dintre suflete. Și noi am aflat curând de Octav, noi Clubul Rotary, unul dintre prietenii noștri chiar lucrează la Opera Română și într-o discuție pur amicală s-a întâlnit cu tatăl băiatului, care și el lucrează la operă, și i-a spus povestea lui. A fost o poveste similară cu a familiei Halep, care atunci când ea urca, tatăl era dispus să vândă absolut tot ce avea, să-și sprijine copilul în care deja vedea o speranță a tenisului românesc. Așa și cu tatăl lui Octav, și-a dat seama imediat ce fel de geniu are lângă el. Tatăl fiind muzician. Și el lucrează la Opera din Brașov. Într-adevăr, i-a crescut în spiritul muzicii pe amândoi copii, dar Octav este un fenomen aparte. Prin urmare, a dispus alături de familie să renunțe la absolut orice și să facă tot ce pot dânsii să-l susțină indiferent de sacrificii. Noi, auzind povestea, foarte pe scurt ne-am conectat la poveste, l-am invitat pe tatăl lui Octav alături de noi într-o seară, care a venit cu foarte multe diplome, cu recomandarea profesorului lui Octav, și a fost o poveste de fracțiuni de secunde în care toți am spus: suntem lângă, vrem să încercăm să facem o diferență și să vă ajutăm să ajungeți acolo unde Octav merită. Pe scurt, aceasta este povestea de început. Da. Unde a fost elev al Liceului de Muzică Brașov, nu? După care, în clasa a 5-a, a fost transferat la Dinul Lipati în București. Am înțeles. La secția vioară, presupun, nu? Da. Da. Acum, care este traseul lui? Dacă bine am înțeles eu, a fost cumva adoptat profesional sau, mă rog, depistat de către un nume de valoare și urmează ascensiunea. Ascensiunea ce înseamnă? Să te identifice cineva, un nume autorizat în domeniu, recunoscut, și să te propulseze, să participă la concursuri. Ce urmează acum? S-a întâmplat o minune când a fost întâlnit de profesorul Azoiței la un masterclass la Sinaia, iar după 3 zile de interpretări împreună, dânsul a venit și a spus părinților: am întâlnit foarte mulți oameni extrem de talentați, dar ceea ce Octav a făcut în 3 zile, alții nu reușesc să facă într-o viață. Prin urmare, i-au propus să dea o probă la Londra pentru a putea să aibă acces la o bursă la cel mai renumit colegiu de acolo, la Parcel. Aplauze! Nu pentru mine, firește, pentru Octav. Gata. Oprim. De ce oprim? Pentru că atunci când veți auzi acest nume, să-l urmăriți cu atenție. Sunt convinsă că pe lângă Clubul Rotary, pe lângă părinți, pe lângă cei care sunt în jur, care îl vor depista, îl va ajuta Dumnezeu. Și undeva, cumva, te aude cineva, zici... Un Celibidache, of, Dumnezeu să-l odihnească, mi-e tare dor de Sergiu Celibidache. Doamnă, dar dumneavoastră, ce vă mână în această întreprindere, ca să spun așa? Susținem valorile. Susțineți valorile. Rotary Kronstadt este un club tânăr, avem doar 2 ani de când suntem activi. E mulți ani. Dar mulțumim. Dar la început am sprijinit valori sportive. Am ajutat un domn care era campionul României în scaun cu rotile la tenis. Am trimis o echipă în Franța care dansa în scaune cu rotile.
S-a întâmplat anul trecut să susținem un brașovean de-al nostru care vine ziare la Patria. Cu siguranță îl cunosc 90% din brașoveni. Deci nu a trebuit să fie un nume, să fie un geniu. Pur și simplu, noi admirăm faptul că acel om care, deși are niște probleme de sănătate, pur și simplu nu contează vântul, nu contează ploaia, stă la Patria și ne vinde tuturor ziare. Și noi am susținut și am admirat și am respectat acest domn. Prin urmare, l-am invitat alături de noi și am făcut tot ce am putut noi ca să se simtă respectat, admirat. Și cu demnitate am văzut cel mai frumos zâmbet al unui om. Prin urmare, da, vrem să arătăm tuturor că noi susținem valorile muzicale, sportive, literare, cele care întâlnești la pas cu pas. Urmează să depistați. Asta admir și de asta avem nevoie, pentru că majoritatea năvălim peste numele deja consacrate. Sigur că este admirabil să prețuiești, să te alături, să aplauzi, să admiri valorile, dar este dumnezeesc să le descoperi și să le ajuți să se ivească. Aici este arta. Arta ace, arta omeniei, probabil. Ne întoarcem la Octav. Ioan Octav Pârlea. Ioan Octav Pârlea. Acum, concret, ce nevoie ar avea? V-ați alăturat și doriți să-l sprijiniți? Pentru că o vioară, presupun că are niște costuri semnificative și nu doar vioara, pentru că un astfel de copil are nevoie de mai mult. Doar deplasarea la Londra ca să susțină această probă pe părinți i-au costat în jur de 2000 de lire. Noi ne-am gândit să facem un eveniment caritabil, chiar sprijiniți de Primăria Brașov și de Opera Brașov, care ne-au pus la dispoziție sala operei, și pe 5 februarie vom face un eveniment caritabil la care ni s-au alăturat foarte mulți oameni frumoși la suflet. Efectiv, au venit de oriunde să fie alături de noi, să umplem acea sală și cu bănuții obținuți din vânzarea biletelor să-i ajutăm pe părinți să-și achite din datorii. Este un prim pas, vor urma și alții. Ce frumos! Ce frumos! Pe când auzi așa ceva, personal, prima dorință e aceea de a tăcea, în fine să tac. Și când taci, trebuie să cugeți. Și când cugeți, trebuie să fie un efect. Ne-am înstrăinat, ne-am îndepărtat. Ne-am cam smintit în limbajul meu. De ce? Pentru că aceasta este realitatea. Ne uităm... Sper că nu vă mai uitați la televizor. Acum vă puteți uita un picuț așa și după aceea. Ne uităm ce fac bizonii. Bizonii, ca bizonii. Mă certa cineva și mi-a spus așa, dar de ce le spuneți la acești politicieni nefericiți bizoni? Pentru că bizonul e un animal semeț, e un animal cu forță, e un animal... Am greșit, nu mai fac, dar e licența mea. Au preluat-o și alți colegi din presa centrală. Bizonii nu dau, pentru că bizonii fac așa. Acumulează tot ce prind, dar vor rămâne fără nimic. Copiii bizonilor, poate că sunt și excepții, dar majoritatea sunt neinstruiți, sunt rateuri ale speciei din care facem parte, și nu din vina lor, ci din vina părinților. Le cumpără diplome, le cumpără mașini, le dau bani. Hai, trăiți, distrați-vă, ocupați-vă cu viața, nu așa. Am o reverență pentru dumneavoastră, doamnă, și pentru toți colegii dumneavoastră care... am o paranteză. Am auzit oameni spunând așa, domnule, rotarii sunt masoni, ei, și dacă ar fi... Dar aveți vreo legătură cu masoneria? Cu siguranță nu. Așa, acele timpuri au trecut de mult. Într-adevăr, mentalitatea se schimbă greu și probabil ne vor mai lua câteva generații până pot să facă diferența. Aș vrea și eu să fac o diferență, o paranteză. Vă rog.
Vorbeam de copii. Alături de noi au venit foarte mulți copii care au spus și noi vrem să ajutăm. Și au 15 ani, au 20 de ani, au 18 ani și s-au alăturat și sunt foarte hotărâți să umplem împreună acea sală a Operei Brașov. Ce se numesc Rotaract și Interact Kronstadt. Ce frumos! Da, abia așteptăm evenimentul și sperăm... Încă o dată, când va avea loc? Pe ce dată, la ce oră? 5 februarie, ora 5 p.m. 17. Așa, mai spre seară, cu alte cuvinte. Și va fi un spectacol, da? Susținut de... Sunt diferiți artiști. A venit și a răspuns invitației pozitiv și Adrian Daminescu, care vine de la București special ca să-l susțină pe Octav. Este prietenul nostru de suflet al Clubului Rotary Kronstadt și a fost armonie în secunda 2. Cum i-am povestit, a spus, da, voi fi acolo, îl voi susține. Ce frumos! Prin urmare, în prima fază, de câți bani ar avea nevoie? Ce sumă ar fi necesară pentru... Sigur, el va mai avea nevoie de sprijin. Probabil că va primi, îl va primi, dar acum? Doar ca să reparăm puțin gaura în bugetul familiei, un 2000 de lire, dar cu siguranță pentru celelalte cumpărături, chiar m-au sunat de la Londra un și... Un frac, o cămașă, un pantof. Un arcuș, îmi spuneau, sunt cu siguranță foarte multe cheltuieli pe care noi nici nu le putem estima acum, dar... Există și le vor prinde bine fiecare bănuț. Fiecare bănuț. Eu, dacă aș vrea să mă alătur, neputând să particip la acest spectacol caritabil, cum aș putea să fac? Cui mă adresez? Și care ar fi modalitatea de a contribui? Una din soluții este o donație în contul Rotary Kronstadt. Facem un contract de sponsorizare, iar noi suma respectivă o să o dăm tatălui lui Octav. Am înțeles. Bine, cine dorește? Sunt unii care doresc să rămână anonimi. Aceștia sunt marile valori din punct de vedere uman. Donează cu discreție de la distanță și rămân anonimi. Aceștia sunt cei mai frumoși oameni, unii dintre cei mai frumoși, nu cei mai frumoși, dar unii dintre cei mai frumoși. Dacă printre dumneavoastră există și dumneavoastră sunteți cei mai frumoși, chiar dacă nu aveți posibilități, dar dacă există oameni cu potențial, să o căutați pe doamna. Avem 10 minute, vedeți cum trece timpul, senzațional. Unde vă găsesc, cum ar putea să vă contacteze? Pagina de Facebook este Rotary Kronstadt. Și de acolo... De acolo este foarte ușor. Sunt toți colegii mei care, cu siguranță, sunt foarte disponibili de a da relații. Da, ce frumos! Poate că veți depista, pentru că stăteam și mă gândeam și am mai mărturisit dumneavoastră, oare câte valori am ratat în acești 27 de ani, mai ales... Probabil că am mai ratat și în anii anteriori, în deceniile anterioare, în mileniul trecut, pentru că, atenție, am intrat în mileniul 3 de 17 ani și mă gândeam, oare câte valori am ratat în toate domeniile, în artă, în literatură, oare câți, în sport, câți am fi ratat. Sigur că am o ușoară sensibilitate pentru literatură și vă mărturisesc de ce. Pentru că s-au ivit multe non-valori. Sigur că nu vor rezista și nu se vor bucura de recunoaștere, dar locurile au fost ocupate de, nu generalizez, firește, dar locurile au fost ocupate de non-valori în detrimentul valorilor reale care nu s-au putut ivi. Și perdanți suntem noi. Da? Poate că veți depista și o valoare în literatură, un poet, un filozof, un scriitor, da? Cu mare drag, vom fi aproape. Veți fi aproape. Ce frumos. Da, cred, aseară am auzit, dar nu am datele necesare, vă voi contacta și vă voi pune în legătură cu un domn care
are un copil cu o problemă de sănătate și ar avea nevoie de sprijin. Tot așa, prin intermediul unei întâlniri. Ce-ar fi să organizăm întâlniri, noi brașovenii, nu, acum că acum este o vreme bacoviană, așa, nu știu, undeva în aer liber, să avem trimestrial o întâlnire. Cine dorește să participe acolo? Așa, pentru a ne alătura. Noi oferim și natura. Mergem acasă la Delta din Carpați. Dori Pesco, ce să mai, că zice, aoleu, nu spune, aoleu, că contabilitatea, că ce neaul, că da. Eu m-aș muta acolo, vă mărturisesc. Aș mânca din ianuarie până în decembrie, de luni până luni, de dimineață, nu, că nu mănânc în continuu, numai pește, nu porc, porcii. Da, porcii cu porcii, peștele cu peștele, da. Eu așa îmi imaginez că, nu știu, brașovenii noștri sunt atât de frumoși. Cred că ar trebui să organizeze cineva și, nu știu, trimestrial, semestrial. Dom'le, avem o întâlnire. Uite, parcă am descoperit noi așa un pictor și are vârsta de 12 ani. Ce ar fi să îl supunem atenție, să-l vadă oamenii, să vorbească o voce autorizată despre el, să ne-l prezinte, noi să ne alăturăm. Fie și doar cu prezența este minunat, pentru că nu toată lumea poate să contribuie, din păcate, financiar. Ceea ce pot să vă spun, la acest moment n-am contribuit încă financiar la povestea lui Octav, însă părinții și Octav sunt copleșiți de ceea ce noi am reușit să postăm despre el. Deja l-am scos din umbră și l-am arătat celor din jur. Ne mulțumesc și nu au cuvinte să ne spună și noi încă nici nu am făcut foarte mult pentru el. Deci, da, într-adevăr, cuvintele contează mai mult decât orice. Cuvintele, prezența, recunoașterea, bucuria descoperirii unei valori. Nu? Pentru că ne reprezintă. Va cânta cu certitudine pe marile scene ale planetei, nu? Așa se spune. Și uite, așa s-a făcut. Și ce bucurie va fi și pe noi când știm că o mică părticică am avut-o și noi acolo, în progresul lui. Da, Ioan Octav Pârlea. Și va fi o continuare acolo. România! A? Nu va fi minunat? Ce costuri sunt! Nesemnificative. Da. Dacă mi s-a întâmplat că am întâlnit de-a lungul carierei multe cazuri dramatice, tinerii mai ales, copiii trebuie ajutați, însă sunt și seniori care au nevoie de sprijin. Ați fi dispuși? Dacă cazuri speciale, pentru că nu putem, mă rog, să... Nu sunteți Banca Națională, nu? Sau Banca Mondială. Banca Națională, eu nu știu cu ce se ocupă acum. Nu e treaba mea acum. Sunt seniori, eu am întâlnit, vă mărturisesc, am întâlnit oameni de foarte bună calitate, persoane rasate, care trecute de vârsta de 70 de ani, către încolo, către în sus, nu către în jos, cum cred unii. Oameni care ne-au dăruit mult, cu multă discreție. Și acum, nu-mi place gestul acesta, dar mai musai să-l fac. Se bucură de ignoranța noastră și cu o discreție extraordinară au făcut pasul lateral și nu se lamentează. Cu siguranță vă spun că alături de noi nu simțim că vârsta contează. Foarte dragă ne este prietena de suflet, doamna profesor Cornelia Tatu. Cu siguranță o știți și dumneavoastră. Dânsa a venit la noi, o simțim aproape și știm că avem în fiecare secundă ceva de câștigat, numai când dânsa ne vorbește. Da. Seniorii nu sunt resturile. Am o slăbiciune pentru extremele de vârstă.
pentru copii și pentru seniori. Seniorii nu sunt resturile societății noastre. Sunt certificatele noastre, ale demnității noastre, ale devenirii noastre. A fost un curent în ultimele două decenii, aproape trei. Ai 40 de ani. Salut, nu mai găsești de muncă, ești bătrân. Și noi ne-am încadrat, din păcate. Nu, este o noblețe și trebuie să respectăm, așa cum spuneați, de domnul acela de la Patria, care vinde ziare, așa, l-ați descoperit, l-ați pus în valoare, l-ați arătat și s-a simțit om, ceea ce este mare lucru. Ce proiecte mai aveți? Cel mai mare proiect pentru acest an este să sprijinim în continuare Prima Școală Românească. Da, anul trecut am reușit să punem un acoperiș pe peste cele 6.000 de cărți foarte rare, comoară a poporului român, nu a Brașovului, iar acum vrem să ducem lucrurile mai departe, nu ne vom opri nici în acest an, ci 2018 sperăm noi să putem să intre în patrimoniul UNESCO. Merită, este o comoară a neamului românesc și vom face tot ce se poate să ajungă acolo. A fost aici anul trecut la emisiune părintele profesor Vasile Oltean. Nu știu, probabil că nu ați urmărit. Începuse aceste demersuri. De fapt, domnia sa le-a început de când există și le va continua cât va exista. Să ne țină Dumnezeu mult și bine. Și a venit cu o punguță în care erau monede. O știți? Strânse de o fetiță. Da. Cum să nu te cutremuri? Nu mai știu ce sumă era acolo. Probabil cea mai importantă sumă din câte au fost. Adică așa numai este, monede. A rămas în suflet, da? În memorie și e impresionantă povestea acelei fetițe. Deci cu toții putem să facem lucruri absolut semnificative. Indiferent de vârstă, de bugete. De poziție socială, absolut, de orice. Absolut. Indiferent de vârstă. Dar seniorii contribuie. Important este să existe nucleul în jurul căruia să se adune oamenii. Și, domnule, nu întâmplător a fost în secolul trecut acțiunea aceea de un leu pentru Ateneu. Dintr-un leu se pot face multe. De un leu pentru muzeu. Pentru muzeu, da. Important este să fim aproape. Și, da, și a zis, nu, cu regizorii nu e nicio glumă, zice, gata. Mă rog, armoniile solidarității să funcționeze la toată lumea și să fim aproape unii de ceilalți. Doamne, a fost o mare bucurie să vă am și alături. Și pentru mine, și înainte să încheiem, aș vrea, în numele clubului, să acceptați invitația, pentru că v-am citit postările și știm ce scrieți și ar fi o bucurie și o onoare să vă avem noi, oaspete, la clubul nostru, să avem o seară frumoasă împreună și am toată convingerea că putem să ducem lucrurile mai departe împreună. Mă simt onorată. Invitația dumneavoastră și aprecierile dumneavoastră mă onorează. Vă mulțumesc frumos. Promit că voi participa atunci când voi fi invitată. Acum am eu emoții. Într-o seară. Vă mulțumesc. Mulțumim, mă simt onorată. Mă simt onorată. Vă doresc sănătate, viață lungă și frumoasă. Nu uitați, Ioan Octav Pârlea este numele, cu care ne vom mândri și poate că vom vărsa o lacrimă de fericire văzându-l, cine știe, pe care scenă a lumii. Vă mulțumesc, doamnă. Vă mulțumim și noi. Și vă rog, transmiteți colectivului din care faceți parte mulțumirile mele pentru ceea ce faceți. Cu toată dragostea, mulțumim și vă așteptăm la concertul din 5 februarie. Ora 17. Aveți grijă cei de lângă dumneavoastră.